Pe băncuța din curte sub o păturică stau Andrei și Iana plus diverse joculețe. Ce seară minunată, mai spune iubit odată. Și nu ai voie să se-i frig niciodată. Mai spune iubit odată. Hai to chiar. I don't give a f*** tu zice asta. I don't give a f***. Exactly. But it's not so easy. De ce? Din cauza că când eu am vorbit ieri cu tine, eu am vorbit serios. Bun. Și eu te spune că nu te înțeleg? În ce sens? Ce ar trebui să fac? Nimic. Iana, dacă o să meargă bine, dacă nu, nu. Și aici și afară la fel. Dar acum trăim momentul. Eu personal nu vreau să mă opresc. Dar dacă tu consider că... Dacă eu consider că nu putem să ajungem la un... la ceva. Asta este aprecierea trebuie ta. Trebuie să ne opim. Ne opim. Da. Da, e a doua oară când discutăm asta. Și discutăm la nivel verbal, știi? Și n-aș mai vrea. Să mai discutăm. Asta, uite, aici fac eu greșeală și o să facem mărturisiri, să discutăm, repeta. Primordial pun partenerul, femeia, o pun pe prima dată, pe primul loc. Așa sunt eu, ofer mult într-o relație. Uh-huh. Și aia, mi-asum și riscul de a suferi. Uh-huh. Păi, dacă nu merge, nu merge, ce pot să fac? Dar puteam să-mi iau șansa de a nu încerca cu tine când mi-am dat seama că tu-mi place, ești cum îmi place mie? Bine, nu contează, nu contează, tu faci tot corect, eu... prostesc și cam asta e situația și da. Bun, și vina mea este că totuși... Vina ta nu este aici. Vina ta este doar că tu ești tu. Știi ce-mi transmis mie acum tu? Practic, bă, fraiere, nu te arunca mai departe cu mine, că s-ar putea să suferi. Doar la mici de-o noapte, mai mult nu se poate, Dar Iana este și nu este de acord cu această variantă de lucru. Aș vrea să câștig un altceva la hotel, doar că să vorbesc cu tine, fără microfonuri. Am înțeles, dar în primul rând nu știm dacă va fi o noapte la hotel. Da, nu acum. Acum nu, acum e posibil. Iar referitor la hotel se poate întâmpla și acasă, nu e ca și cum important să construim noi, știi, nu e totul la ea. Păi eu nu de asta zic da, să discutăm, să vorbim fără. Tine. Da, atunci cred că, nu știu, poate aș putea să-ți explic cum mă gândesc eu, pentru că gândurile mele sunt ca aberație, știi, câteodată. Și eu nu vreau ca lumea să audă despre ce e eu, ce e eu în capul ăsta meu. Nu știu, ești minunat așa cum ești tu, cum? Mai greu de înțeles, mai dificilă cu tine, nu știu. Asta mă atrage și pe mine, nu știu. Aș fi putut zic ok, pa. Și? Păi nu vreau să zic asta, pentru că e un drum frumos pentru mine. Pentru noi. Eu mă simt bine. Abia aștept să te văd. Și eu. Când te schimb dușile, mă gândesc la tine. Și am grijă de tine. Păi asta și e dilema. Mă atrage și altceva. Ce? Nu, ce chestie. Vrei să te laud acum? Nu, dar n-am nevoie de confirmare. Cum să fără să cred doar că sunt așa o poftă carnală. Înțelegi? Pentru că sătul de asta. Nu pot exclud faptul ăsta. Eu sătul că... de poftă carnală, știi? Da, eu da. Te înțeleg, păi și... Înțelegi? Crede-mă că... Eu îmi doresc ceva care păi să nu fie doar poftă carnală. De asta și vreau să înțeleg. Dacă asta crezi că ar putea să fie doar un capriciu de-al tău? Da. Nu, Vlad, e dragat că mă văd susținătoare, nu mă dă să am bagi. Ce? Tu, dar tu vrei, dar tu ce te dezbraci, nu înțeleg? Mă fața și schimb, cui? Mă și schimb în fața camerelor, ce crezi? Păi, ce cred, dar în fața mea nu vrei să te schimb. Când ai mai dormit? A? Ce direcție e? O să fim la casa noastră, dar o să fim împreună? O să mă schimb, îți dai seama, nu sunt putin de lume. Da-ți schimb în fața la cameră și în fața mea, nu vrei? Asta cum să înțeleg. Te respect. Nu. Nu, eu nu văd asta ca respect. Dacă ce vezi? Văd că nesânțit. Că ești nesânțit. Și vrei să vezi cu tine? Și mă lași fără bunăciuni. Nu vrei să-mi fie bine. Bun, și tu faci asta? Ce? Tu ai face asta? Ce?
Dacă m-aș uita? Să te schimbi în fața. Da? Era în jacuzzi acolo. Păi da, și... și? Ce? Că eram. Și era teamă că lumea n-a mai văzut o fată în bikini. În afară de chestiunile spirituale, mai există și alte probleme mai concrete care trebuie discutate. Poți să stai cu un sărac? Da, vezi că stau, ce să fac? Aici? De afară poți? Ce, da, ce vorbești, Iurea, Andrei? Am stat cu tine o lună de zile, ți-am spus să-mi iau concediu. Oricum, nu am concediu. O lună de zile doar pentru noi. Dacă e să rămânem împreună, mergem, vizităm, cumpărăm chestii, scumpă pantaloni scurți, ca să se vadă blanc. Ca să vezi că nu sunt, că și-o să împart. Bun, hai să începem cu sfârșitul și cu întrebarea lui Andrei. Iana, dacă tu poți să stai cu un sărac, spune Andrei, cumva și telespectatorii au această întrebare, având în vedere că tu ai spus că ai avut o relație și că te-ai plimbat prin toată lumea, probabil cu cineva care și-a permis să ofere toate lucrurile astea. Da, dar am avut și relația în care băietul nu putea să-și permite, adică nimic din ceea ce a putut să permite alt băiat. Și ce? Așa a fost. Deci tu nu consideri asta un impediment? Adică nu te uiți în contul celui cu care ești? Nu. Adică plecați la drum să construiți ceva? Împreună. Împreună, dacă... Trăim în secolul 21, sunt foarte multe posibilități. Da, uite, da. Suntem tineri, putem așa să este. Facem... Așa da. Este, eu n-aș fi deschis această discuție dacă Andrei n-a deschis-o. Cumva Andrei spus... te macină și pe tine? Nu, nu mă macină, pur și simplu încerc să fiu corect încă de la început, da? Adică eu sunt de părere că nu trebuie să fie un bărbat sau o femeie bogată, îmbogățiți-vă împreună, dar atât timp cât există înțelegere și se poate construi, putem ajunge și să avem ce, nu știu, ce ne dorim. Important e să fie bine între noi, așa gândesc eu. Și ai vrut să mai știi dacă nu cumva e un capriciu pentru ea relația cu tine? A fost așa, da, e și adevăr în întrebarea mea. Eu nu-mi doresc asta, nu mai îmi doresc de mult asta, un capriciu, pofte carnale. Eu îmi doresc o femeie pe care să... Eu sunt genul de bărbat care mă concentrez pe singură femeie. După cum s-a văzut, se întâmplă mai greu, dar când ajung să o fac, mă dedic foarte mult, depun foarte mult efort, nu sunt orgolios și încerc să trag cât se poate. Sunt conștient și nu sunt absurd. Dacă nu se mai poate, nu se mai poate. Nu poți să pierzi ceva ce n-ai avut. Dar atât timp cât sunt într-o relație, încerc să dau... Bun, da, la cum merg lucrurile între voi, că na, se vede că e pasiune, că e foarte multă atracție, te gândești chiar la ceva mai mult, de exemplu, să-ți, la o căsătorie cu ea, adică se încadrează în ceea ce aveai tu în minte? Da, este exact cum îmi place mie, i-am și spus, e tiparul meu de femeie. Bine. Vedem ce o să fie. Luăm o scurtă pauză. După pauză, fetele...